Bun găsit! Peste 3.000 de noi cazuri de COVID și 27 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore, a anunțat marți Ministerul Sănătății. Distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 265 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.047 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 1.715 mai multe față de ziua anterioară. 376 sunt cazurile noi din 24 de ore, ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.370. Cu 188 mai puțin față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 360 de persoane, cu 21 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 360 de pacienți internați la ATI, 308 sunt nevaccinați.